Sofia Loren, legenda cinematografiei mondiale, a ajuns la Cluj-Napoca. Actrița va fi premiată pentru întreaga sa activitate în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania. Vedeta este pentru prima dată în țara noastră. Sofia Loren a ajuns la Cluj-Napoca în calitate de invitat special în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania. Celebra actriță italiană va primi premiul pentru întreaga carieră în cadrul galei de încheiere a Festivalului de Film Transilvania, care va avea loc sâmbătă. Premiul va fi înmânat de către actrița și top modelul român Mădălina Ghenea, care a ajuns joi la Cluj-Napoca. Românca va avea ocazia să o întâlnească pe celebra actriță italiană, cu care a fost comparată de către presa italiană încă de la primele sale apariții.